Dinamo și un golaveraj mai bun, 15 goluri marcate de gruparea din Ștefan cel Mare față de 7 ale sibienilor. Dar cred că pentru prima dată în acest sezon balanța se înclină în favoarea sibienilor la prima vedere. Un șut direct spre poartă, bară și gol! În minutul 2, Dinamo deschide scorul, trimite în poarta goală Gonzalo Gregorio, a patra reușită din acest sezon. Cel mai rapid gol marcat de Dinamo, nu știu dacă, nu cred că este chiar cel mai rapid din această stagiune. Dintre toate echipele, o lovitură liberă executată de Ilić, dar cred că se va verifica, să vedem dacă nu cumva a fost în offside. Pentru că e clar acolo toți jucătorii lui Dinamo atacă acea minge. Contează însă dacă a fost în afara jocului Gonzalo Gregorio. Marcel Bârsan așteaptă verdictul de la VAR. Radu Petrescu, vă reamintesc, este acolo și să sperăm că acele linii vor fi trase cum trebuie, pentru că am avut chiar joi un moment amuzant, dar în urma căruia chiar președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor și-a cerut scuze după o linie trasă total la Napoli, da? Care nu edifica absolut nimic dacă fusese într-adevăr sau nu offside. Durează puțin, dar Marcel Bârsan e destul de relaxat. Așteptăm verdictul din camera video. Cred că verdictul s-a găsit deja, dar cred că durează mai mult trasarea acelor linii. Ia să vedem VAR și este offside. Este offside, rămâne 0-0. Cât de mică este distanța între ultimul jucător al Sibiului și Gonzalo Gregorio. E o decizie pe care chiar n-ai cum să o iei fără VAR. Dar asta este digitalizarea, tehnologizarea fotbalului modern. În fotbalul de altă dată niciodată nu s-ar fi dictat offside, sau ca să fiu puțin ironic, în funcție de cine dădea gol. Se mai întâmplau și în astea destul de des. Rămâne așadar 0-0. Primul moment important, iată, al acestei confruntări. Trece foarte bine Butean, pasa pentru Paraschiv, luat tare, dar Marcel Bârsan lasă jocul liber și probabil o va face destul de mult în această confruntare și asta nu poate decât să ducă la un ritm bun al meciului. Vine centrarea, și gol! De data asta nu e offside, înscrie Silviu Balaure, un alt jucător care are un lipici extraordinar la gol. Ce greșeli fac însă cei doi fundași centrali de la Dinamo. Este o centrare previzibilă, o centrare totuși ușor de gestionat. Nu înțeleg aici cum trece mingea, iată. Bine, cea mai mare greșeală este a lui Omau, care și mișcă mingea, apoi lui Amzer. Nu știu dacă Amzer are aceeași vină, deși și el anume că el trebuie să se întinde puțin după acea minge. Ce greșeală, ce intervenție ciudată cu exteriorul al lui Josue Omau.